Cam asta este camionul meu astăzi. Poate o să vi se pară că am pus foarte multe chinci, dar mai bine să ajung în siguranță decât să-mi pară rău. Și nu numai să ajung eu în siguranță, ci și marfa pe care o transport și să nu pun în pericol sănătatea celorlalți participanți la trafic. Am pus chingile pe partea asta și aici o să vedeți o schimbare. Tocmai pentru a contrabalansa punctul de strângere. Oho, bună dimineața, vă salută călătorul, vă salută transportorul, transporter. Azi avem nămol, nămol la kilogram, vă dă băiatul. Avem nămol pe haine, nămol pe ochelari, nămol pe cap, nămol pe peste tot la băiatul, cine mai poftește. Cred că v-a săturat mânca de nămol și de porumb zilele astea care a fost pe la mare. E bine, zic să spună vorbă, spun să zic o vorbă, formulați voi în ce ordine vreți. Trebuie să ies de aici, doar că vine un camion care are ADR cu el. Transportă gaze lacrimogene, WC-uri, ce transport gaze. Zic să plecăm și noi de aici. Așadar, colegi, bine v-am găsit iar, că iar v-am pierdut, nu știu pe unde ați fost. Bine, la tare, hai cum mă las. Unde te pași cu metri, dar cât au semnal? Mamă, deja am început în forță, e clar. Ia uite-l, deci fii atent, s-a dus pe banda BAM și a venit pe banda aia. Nici un pic de sens. Și era roșu la semafor. Înțelegeți voi ce vă spun? Este un gras de la cu ochelari, de la plin de el și dublu cu aripioare, știți ce vă zic? Așa, v-am arătat cum a fost încărcat camionul, după aia cum l-am legat eu cu chinci, da? L-am legat de dreci la lor. L-am legat în toate părțile și din partea aia și din partea aia. Bă, băieți, am o vorbă și am copiat-o cu cea britanicilor. Mai bine să fii în siguranță decât să-ți pară rău. Așadar, cu alte cuvinte, e better be safe than sorry. Așa că Robica a făcut iar operație la chinci. Mamă mia. Bishop's Gate specialist. Vedeți numele ăsta Bishop's Gate? Îmi aduce aminte de ruta pe care o aveam până Londra de făcut. Așadar, astăzi mă simt nevoit să mă dau jos din pat și să vin la muncă, să facem o conducere a acestui camion din Manchester către Ellesmere Port. E undeva în Chester, undeva în partea de sud a Liverpoolului. Așadar, am de făcut doar o livrare, aceasta din spate care o vedeți. Am venit frumos la 7:30 în garaj și am pedalat până în garaj. Mamă, ce frumos a fost că m-am trezit așa. Mi-a sunat frumos alarma, am dormit suficiente ore, m-am băgat mai devreme la somn, m-am odihnit frumos. Doar că n-am reușit să-mi beau cafeaua de dimineață. Poate opresc undeva să-mi iau cafea, ceva de mâncare, că nu am nimic la mine. Am pedalat așa relaxat, am plecat de la 7 de acasă, zic hai că într-o jumătate de oră ajung. M-am uitat pe geam, era cam mult pe jos, dar era norat, nu ploua, doar era norat. Zic hai să-i dau așa, teleu, bicicleta, bam. Robic a ajuns la muncă, Robic s-a prezentat acolo, s-a semnat pe caiet. Hello, good morning, nice to see you again, cu tare, bla bla bla. Și am pus să semneze cu foaia care n-am avut eu săptămâna trecută, să-mi acopăr și eu ce am avut de acoperit acolo cu agenția, că mi-a făcut urât, că mi-a semnat numai cu foaie albă și pe trebuia nu știu cum și pe putare. Așa. Bine că am să aminte ca să fac și poze să le trimit. Până acum încă n-a cuițat, dar pe de ceasul nou. Când ajung la locație îi sun, vorbesc cu ei, le trimit aia,
Hai colegul, bagă-te că... Bagă-te cât e cald. Ieri am terminat de vreme pe la... Am început la 7:30 și am terminat pe la 1. A zis că ce fac până în 6 ore, ceva de genul 6 ore. Sunt plătit 8 ore, așa că și astăzi probabil la fel o să fac. O să fie probabil mai greu să găsesc locația unde trebuie să fiu descărcat. Dar de moment ce o să vină băieții și o să ia totul pe el, le spun frumos, frate, uite aici numele, semnătura, mulțumesc frumos, la revedere, numai că o să trebuiască să stau iar, să strâng chingile. La câte chingi am pus, cred că sunt vreo 15-20 de chingi, nu știu câte am pus. Am pus obsesiv. Și o să-mi ia ceva până strâng, până strâng chingile. După care, bineînțeles, mă voi pune frumos, 45 de minute pauză. Mai am o altă alternativă, să conduc direct în garaj și să mă duc acasă. Oricum intri în pauză direct, știi? Dar, dacă îi obișnuiesc așa, după aia o să-mi dea mai multe lucruri. După aia o să vadă că pot, o să vadă că trag de mine ca de un câine să iau cea mai tare pâine sau cea mai mare pâine. Are un calculator aici. Ți-a zis cum ați uit? Și acum vede că trag să iau cea mai mare pâine, după aceea zice: "A, stai așa un pic, ai potențial, că ai energie, stai așa un pic, să te storche un pic de energie." Frate, nu contează ce nație ești, asta vă spun. Că ești englez, că ești arab, că ești alea. Frate, cu mine se poartă la fel cu unul care e de-al, care e de-al lor, înțelegi? E un băiețaș care, nu știu ce, e supervisor, văd că e și pe forklift, văd că e pe toate cele. Vreau să vă spun că băiețașul e super de treabă, el se bagă seama, el îmi spune cu tare, el... Adică eu dacă trebuie să-l acrop pozitiv sau negativ, știi? Băiețașul frumos vine, mă încarcă, mi arată dacă să... El se gândește că eu nu știu cum cărca cu astea. Și el îmi spune, uite, e bine să faci așa, nu e bine să faci așa. La capitolul 5, acolo el nu mi-a spus nimic, mi-a arătat în prima zi, bam, bam, l-am întrebat eu, dar am hotărât că e bine să mi le leg așa, știți cum ați văzut că v-am prezentat anterior. Așa am hotărât că este mai bine, deși mulți dintre voi probabil puneți 2, 3, 4, 5 pe prima, 2, 3, 4, 5 pe a doua. Puneați undeva la jumătate din chinci. Dar ce nu ați văzut e că pe platforma de sus mai sunt ca un fel de picioare, ceva de fier, care sunt și alea. Și cum am pus king, am pus și pe alea de sus și pe alea de mijloc și pe alea de jos, ceva de gen. Și faptul cum băiatul știe mai bine cum a încărcat astea, fiecare produs se pune pe lemn, din câte ați văzut. Ieri m-a certat un pic cu stifuitorul, că de ce a pus lemnele în loc să le pună pe, deci cum te uiți la produs, în loc să le pună pe verticală, el a pus pe orizontală tot șasiul. Mi-a făcut un pic morală și spun, frate, ei m-au întrebat cum vreau și le-am spus, frate, cum este mai sigur, cum este mai ok. Și a zis, asta e, te ridici un pic cu stifuitorul, iei lemnul de sus, după aia îl descarci. Îți ia un pic mai mult timp, dar am zis să ajung în siguranță, că ieri cum am încărcat cu plăcile alea, eu vă spun că sunt foarte, foarte grele și dacă se mișcă una din alea, îți rupe kinga cu totul. Degeaba, poți să ai 50 de kg. Trebuie să fii foarte atent cu el. Da. Acum am fost pe M60, acum sunt pe M62. Urmează să iau în apropiere de Warrington, să iau spre M6. După care mă voi lăsa probabil pe drum de ăsta, pe 15, mamă, cred că e drum de la de țară. Sper să nu fie de la. Mă gândesc că dacă mă duc pe la, dacă mă duc pe la port pe acolo, mă gândesc că o să fie vreun drum de ăsta mai larg, cum e și aici. Să poți să mergi pe el. Da, este o limită de 50 de km la oră, oricum nici nu mă grăbesc să-i dau talpă, că n-are rost. Ați văzut că am mers mai lent așa cu camionul. Prefer să ajung în marfa regulă, să ajung și eu în
lume, decât să stau să mă sacrific, după aia să fiu transpirat, obosit, să stau să mai fac și cine știe ce accident sau incident sau ce, Doamne ferește, așa mai departe, pentru ce? Pentru ce, fraților? Că până la urmă că iei cu 2-3 lire mai mult pe oră sau că iei nu știu cum, că iei, bă, tot salariul iei, frate. Tot bani sunt, tot acolo ajung. Tot acolo ajung mai devreme sau mai târziu. Voi ce mai faceți? Cum ați mai petrecut? Care din materialele mele v-a plăcut cel mai mult până acum? Sunteți plăcut impresionați pentru că am început să postez mai des? Cam ce ar trebui să schimb la materialele mele? Ceea ce vă deranjează? Știu că eu fac materialele foarte lungi, însă prefer să am ceva de oferit acelui care vizionează materialul decât să-i ofer 2-3 secunde și să nu fie mulțumit, să nu se mai uite niciodată. Așa, eu vă sfătuiesc că atunci când vizionați un material de-al meu, vizionați-l de la început până la sfârșit, ca să vedeți cam ce înseamnă o zi de muncă, cam ce înseamnă ceea ce vă spun eu, mesajul pe care îl transmit, să ajungă exact acolo, în inima și în sufletul dumneavoastră, astfel încât să vă provoace o plăcere, să vă uitați de plăcere. Înțeleg, sunteți mulți care ați luat acum carnetul sau urmează să luați permisul categoria C, C+E, și doriți să aveți acolo cât mai multe cunoștințe despre ceea ce înseamnă șoferul de camion. Indiferent că este vorba de mine, care sunt pe clasă 2, sau de un coleg al meu care este pe clasă 1, cam 80% principiul este similar, diferă doar faptul că ești pe un ansamblu și nu pe un rigid, diferă faptul că ai anumite dimensiuni, mărimi, greutate și așa mai departe. Colegul ne dă deștiu mai îndreapta, prieteni. Te sui pe mine, știu. Uite, acesta este un clasoan cu platformă, exact varianta superioară a acestei categorii cu platformă. Deci, dacă voi o să conduceți așa ceva, o să vă doriți într-o zi să conduceți clasoan cum este acel. Doar că atunci când o să conduceți așa ceva, marea majoritatea timpului s-ar putea să vă încarce cu tot felul de materiale foarte, foarte grele. Ceea ce am pus eu chingile astea acum pe ceea ce ați văzut este nimica toată. Când o să vedea dita mai materialele și dita mai greutățile, atunci o să puneți 10.000 de chingi pe ele să nu vă pice nicăieri. Înțelegeți voi? Da. Până atunci să ne concentrăm la munca pe care o facem și anume pe clasă 2. E bine, e bări adresate tot de mine, care undeva există și în mintea voastră. De ce conduc de atâta timp pe clasă 2 și nu m-am hotărât sau nu m-am dus direct la examen să iau și ce proces să mă fac pe clasă 1, să evit munca asta, ceea ce la mulți dintre voi vi se pare hămăleală sau glăveală sau ce vi se pare vouă, felul 2 cu sos de roșii, eu știu. E bine, am hotărât să merg atâta timp să fac atâta experiență pe această categorie, să văd locuri noi, să întâlnesc persoane noi, să experimentez, să văd cu ochii mei, să simt cu mâinile mele, cu picioarele mele, ceea ce înseamnă această meserie, ceea ce înseamnă această categorie, ceea ce înseamnă să lucrezi în livrări, în colecție, așa ceva mai departe. Și am zis, bă, frate, o să-mi prindă bine și în CV, o să-mi prindă bine și în viață. Asta este muncă, că e un pic mai mult sau mai puțin, e bine că îți faci o experiență, e bine că îți faci o idee cam ceea ce înseamnă acest loc de muncă. Te obișnuiești cu tacograful, te obișnuiești cu programul, te obișnuiești cu pauzele, te obișnuiești cu viața de șofer. Și cu greutăți, dar și cu plăcere. Uite, spre exemplu, acum plouă, este urât afară, dar văd partea plină a paharului. Am o colecție de făcut,
mă dau jos din camion frumos, dau chingile jos, bam, 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 asta e, plouă, nu plouă, după aia am venit, am terminat munca, mă duc frumos acasă, relax, banii intră în cont. Înțelegeți, văd partea prima a paharului. De asta vă și recomand, când vă apucați de o treabă, vedeți și partea plină a paharului, nu mai puneți numai greutățile. A, că e greu, a, că nu știu limba, a, că putare. Primesc foarte, foarte des de la o perioadă mesaje despre cum este în Anglia, mulți șoferi de pe comunitate ar vrea să vină să lucreze pe Anglia, să se bage chiar și pe ceva mai micus, pe clas 2, dar le este teamă, pentru că n-am mai fost niciodată sau nu cunosc limba, sau le este teamă de tocmai de aceea dezinformare pe care mulți dintre români au făcut-o, că munca de acolo este așa, că munca de acolo este așa. Dacă vă uitați la materialele mele, o să vedeți exact cum este. Fără minciuni, fără vrăjel, fără baliverne, exact purul adevăr, fraților. Înțelegeți voi? V-am arătat și ieri aceste camioane. Sunt de vânzare, dacă doriți să vă achiziționați, sunt aici de la toate companiile, sunt colectate. Așa. Și am hotărât să rămân pe clas 2 pentru o perioadă, asta mă refer când am luat o decizie. Acum se împlinesc aproape 3 ani, da? Când am categoria, de când profesez în domeniu. Mi-am făcut experiență și va conta atunci când voi fi în fața unui angajator. Dacă eu voi lua clasul an, da? Și voi fi în fața unui angajator, să știți că va conta această experiență pe clas 2. Să știți că oamenii vor aprecia faptul că am muncit, faptul că mi-am găsit de muncă, faptul că m-am descurcat, faptul că am fost în atâtea locuri și în atâtea companii și agenții, faptul că m-am zbătut și nu m-am lăsat bătut. Ei vor aprecia acest lucru. Și de-aia vă și spun, dacă nu vă simțiți încrezători în forțele proprii să vă duceți direct pe clasul an, oricând este un început pentru clas 2. Faceți o experiență, mergeți mai departe, vedeți ce și cum, prindeți încredere în voi, vă obișnuiți cu dimensiunile camionului, vă obișnuiți cu infrastructura din Anglia, vă obișnuiți cu mediul urban. Dacă voi conduceți un clas 2 undeva în centrul Londrei, sau undeva în centrul Manchesterului, sau undeva în centrul unui oraș foarte, foarte dezvoltat, cu străzi foarte înguste și vechi și cu arhitectură de asta victoriană, atunci voi veți fi capabil să conduceți oriunde. Dacă voi conduceți în zone de astea înguste, unde trebuie să manevrați camionul cu o dexteritate ceva mai ieșită din comun, atunci vă veți descurca. In this morning I took an empty timesheet and I put him to sign for the last week. Yeah, that's fine. Can you send me a picture of that? Yeah, at the moment it's impossible because I'm driving and I'm on a motorway. But soon as I I don't know, and SatNav tells me in about 40 minutes. That's fine, I can wait an hour, just send it to me as soon as you can stop. Yeah. Yes, thank you. Okay, no problem. No problem, see you, bye bye. Așa. Mai sunteți cu mine, mai sunteți cu mine. Hai că între timp cineva a hotărât să mă streseze un pic. Deși aici nu trebuie să ne țin bandă. Așa mai departe. Mai avem undeva la 26 de mile până la locație. Undeva la 40-45 de kilometri. Ellesmere Port. N-am mai fost niciodată în portul de la Ellesmere sau Chester, sau văd că are postul de Chester unde trebuie să ajung. N-am mai fost niciodată acolo și am văzut că e un nume a unei companii cu foaie, să vedem ce și cum, să vedem unde voi opri și unde voi întreba ca să găsesc locație. De îndată ce voi găsi,
voi întreba acolo pe cineva, adică eu vă spun cam cum ar trebui să procedați. Adică eu vă prezint exact cum să livrați într-un anumit loc. Acest loc de muncă presupune un grad mare de dificultate în găsirea acestei locații. Majoritatea sunt site-uri de construcții, îți dă o adresă poștală, un postcod și este foarte greu de găsit, pentru că postcodul te duce într-o parte și nu ai cum să ajungi că adresa e în altă parte. Și ce trebuie să faci? Ori te dai jos din camion frumos, ori dai geamul jos și întrebi lumea pe stradă. Degeaba pui pe Google Maps, degeaba pui unde vrei tu că n-o să dea și va trebui să spui: hello, excuse me, where I can find this address? Și arăți foaia. Și el se uită, dacă nu știi să vorbești în engleză, arăți foaia și pui excuse me, where I have to go? Și ăla, dacă spune, te dă de mâini, colo, te descurci. Ajungi la locație, te dai jos din camion, faci tu un pic gura mare, hello, porumbelul cu sărincă, înțelegi ce spun aici? Și spui punctul de vedere, frate. Uite, am și aici foaia asta, am și eu de livrat la voi, unde trebuie să mă duc, ce trebuie să fac? Adică, dacă omul vă vede că voi sunteți comunicativ și mai și zâmbiți și mai sunteți și de nota 10, atunci aveți cele mai mari șanse ca acel om să se poarte frumos cu voi și să vă ajute. Înțelegeți voi? Și voi duceți acolo și vă spune cu tare loc. Și, te duci și te întreabă omul, vorbește frumos. Dacă nu înțelegi ceea ce spune, îi spui I beg you pardon, sau îi spui pardon, sau îi spui excuse me dacă nu știi, sau excuse me, sau sorry, înțelegi? Cu toate că varianta asta, dacă îi spui cuiva sorry, este greșită. Pentru că tu nu ai greșit cu nimic. Sorry se spune doar atunci când greșești, când spui I'm sorry. Dacă vrei să atragi atenția cuiva, trebuie să-i spui excuse me, sau excuse me, sau pardon, sau I beg your pardon. Adică nu mă dau eu mare profesor de engleză, vă spun niște cuvinte esențiale și uzuale atunci când vă aflați pe teritoriul Marii Britanii și Irlandei de Nord. Indiferent în care în aceste patru țări vă aflați, și chiar și în Irlanda, dacă vorbiți în engleză, aveți cele mai mari șanse să vi se răspundă în engleză. Încă n-am fost în Țara Galilor, încă nu știu cum este pe acolo, dar am auzit că ea mai mult vorbesc limba lor. Da. Mai am 23 de minute. Deci mă duce drumul așa și după aia mă duce iar. Da, fraților, mai este ceva de condus până acolo, timp în care o să mai stau de vorbă cu voi și o să vă motivez, pentru că nu văd de ce v-ar fi teamă dacă nu aș ști limba. Eu când am venit prima oară, da, într-adevăr, m-a invitat sora mea, am văzut care-i treaba, în care m-am întors înapoi în România și vacanța dintre clasa 11 și a 12 m-am luat frumos ghiozdanul și am venit, am muncit aici, după care iar m-am întors acasă, mi-am terminat liceul, bacalaureatul, după care iar am venit o perioadă, după care iar m-am întors, m-am băgat la facultate, după care lucru, domne, bagă-te la muncă, bagă-te cu tare, m-am băgat la un depozit, Kionenagel se numește, pe lângă Ploiești, undeva la Recepție, la Tivani. Acolo eu am fost încadrat ca manipulant pe liză, nu știam despre ce este vorba, o să vă povestesc așa, oamenii, unii dintre ei au fost prietenoși, unii dintre ei au fost foarte răi, foarte dușmănoși. Deci eu nu aveam calificare ca și manipulant mărfuri pe liză, dar nu știu dacă există calificare pentru așa ceva.
dar în orice caz îți trebuie ceva de experiență să lucrezi, pentru că acea liză să te iei în față pe aia pe platformă și în spatele ei puteai să pui doi paleți. Asta e ca și o paranteză, cum m-am hotărât eu să devin șofer. Deci cam același principiu e, să știți. Dacă conduceți o liză cu doi paleți în spate, dacă vă mențineți principiul, cam așa o să fie și cu șoferia pe camion. Am aici un nesimțit care stă în spatele meu, în curbă și merge și tare. Du-te unde nu te mai primește nimeni. Du-te acum că ți-am făcut loc, de ce nu te duci? De ce nu te duci, prietene? Și cum am dus acolo? Cum mi-am găsit de muncă? Dacă vă vine a crede sau nu, mi-am găsit de muncă tot cu agenția. O agenție zice, domne, uite, avem ceva de muncă pentru tine, avem la Chione Nagel pe o perioadă temporară. Eu am făcut un research, m-am uitat pe internet și am văzut că această companie este o companie foarte mare, este imensă, este peste tot pe mapamondul, frate, pe tot mapamondul, știi? Și zic, da, sigur, salariul nu mai știu cât era, 14 milioane brut, 11 milioane mână, ceva de genul era la momentul respectiv, plus ore suplimentare, plus sale, nu am și eu vreo 15 milioane atunci, să știți că erau bani ok pentru România, era în 2011-2012, ceva de genul, 2010-2011, ceva de genul era. Nu mai știu exact, 2000, nu știu ce an era, mă, frate, 2010-2011, ceva de genul. Ei, și m-a băgat acolo, nu m-a băgat în prima manipulantă, m-a băgat picker and packer, m-a băgat până depozit, să stau la bandă, să împachetez, să fac de ro acest depozit care îl avea Chione Nagel. Ei furnizau servicii pentru dero, pentru Unilever, știți? În orașul meu, în Ploiești, este acea fabrică Unilever, este imensă, uzină, fabrică. Și vreau să vă spun că lângă noi era încă un sediu de la ceva și încă un sediu de la Unilever. Depozitul ăsta era imens. La momentul respectiv avea 50 de locații și fiecare rând ăla cred că avea vreo 40-50 de metri. Deci era imens. Cu etajul 1, 2, 3, 4. Nu mai știu, frate. Și m-a băgat picker and packer, stătea un pic la bandă, împachetam acolo ce avea de împachetat. Vedeam de treaba mea. La care încet, încet unele doamne de acolo aveau ce aveau cu mine, că eu munceam mai mult, că eu munceam mai multe ore, că eu vreau să-mi fac bani, dar să-mi plătesc facultate, pentru că vreau să-mi plătesc din banii mei, nu să apelez la mama sau la altcineva. Și încet, încet am muncit, mi-am strâns bani, oamenii m-au văzut că m-am descurcat și m-a chemat în birou managera. Robert, uite, văd că ai calificări, văd că ești la facultate, văd că ai fost în Anglia, văd că știi limba engleză, văd că tu tare. Nu vrei să fii stock controller? Știi? Era un post ăsta de muncă, un fel de un om care face inventarul cu un depozit și trebuie să stai să numeri toate produsele, să stai să le bagi în calculator. Ei bine, locul de muncă este un pic solicitat psihic. Înțelegi? Și trebuie să dai și tu repu un depozit. Mai îți vine vreunul cu un scanner de ăla, domne, rezolvă-mă și pe mine că am o eroare nu știu cum și nu știu ce. Mă, am acceptat jobul pentru că erau și bani mai mulți. Ei aveau nevoie în momentul respectiv pentru că cineva plecase și era un pas important pentru mine că începusem să lucrez la birou. Din începuturile carierei mele ca și muncitor. Și nu era rău să fac pasul ăsta în birou. Mă, era un pic cam stresant și îmi prindea bine ca și experiență, știi? La care am început acolo munca, lângă mine era managerul cu acel departament. Vreau să vă spun că era un flegmatic și era un om de ăsta de nimic. Bă, frate, eu îl întrebam, era genul ăla, domne, ți-am explicat odată și nu-ți mai explic a doua oară.
La care eu îmi luase telefonul la mine, înregistram ce zicea, la care îmi luase caietul la mine și începeam să scriu. A văzut că mi-am luat caietul la mine și începeam să-mi iau notițe și începeam să-mi păs programul. După aia, ce făcea? Îmi băga pețe în roate, vorbea cât mai repede, vorbea cu tare ca să n-apuc eu să scriu. Ieșea la cafea, mă lua cu dalea care-i treaba, adică făcea din adins ca să nu învăț meserie, frate. Vedea că am potențial, vedea că am capacitate cognitivă și intelectuală ca să pot să fac treaba bine, da? Și îmi băga pețe în roate. O sărăcie de om, nici nu am cuvinte să-l descriu, îl detest, sincer. Și o spunea așa, cu un ton de ăla de nu puteai să înțelegi nimic, programul se numea LFS, LFS. Ei, eu eram nou în programul ăla, nu mai făcusem. Se asemăna cu ceva cu BIOS, se asemăna ceva de genul F1, F2, controle și alea, dar chestia e că pe internet nu găseam nimic despre programul ăla să înveți, manual. Chestia e că ceea ce nu terminam la serviciu, îmi luam acasă, adică îmi luam foile și ce aveam de făcut în Excel. Nu eram nici un expert în Excel, dar nu ziceam nou, adică dacă nu știam, mergeam mai departe și studiam ce aveam de studiat, astfel încât să pricep încet, încet ce am de făcut. Mă, frate, îmi luasem notițe, îmi luasem jumătate caiet, începusem să învăț programul, începusem să fac chestii. Ei, și tot veneau în același timp și oamenii cu scannerul, că nu știu ce eroare au cu scanner, du-te și fă și inventar în depozit, managerul să lua de mine, aia de la... Mai aveam trei departamente înăuntru, aveam faza asta cu domeniul de calitate, domeniul de retururi și domeniul de... Ce era, mă, frate, de asta cu calculatoare? Access key, nu știu cum era, key manager, ceva de genul. La care fiecare avea câte o problemă, dacă vrei să comunici cu ei, ei își vorbeau cu un limbaj de la de nu înțelegi. Eu aveam atunci 20 de ani, 21 de ani, ceva de genul. Ei aveau 35, 40 de ani, 45 de ani, adică ei deja aveau experiență în domeniu, știau cu ce să mănâncă treaba. M-a văzut pe mine începător, alea m-a tratat ca și cu superioritate, ca și cum ei sunt cineva și eu sunt nimeni. Mă, frate, am rezistat o săptămână și cred că mai mă ținea și în continuare faza aia că m-am dus la manageră și am spus: doamnă, acel loc de muncă nu este pentru mine. În momentul de față nu mă simt pregătit, este foarte mult pentru mine să învăț, efectiv am cedat. Și am spus: dacă vreți să mai muncesc aici și cu agenția, puteți să mă puneți înapoi ca manipulant, eu îmi fac treaba și toate cele bune. Dacă vreți, dacă nu îmi dau demisia frumos, vă anunț că nu mai vin și am terminat burciul. Pentru că eu nu suport un om să... Eu o să vreau să-l faci ceva și ăla să-l doară în cur, să-și bată joc de mine. Că nu ăsta e țelul meu în viață, înțelegeți voi? E, bine, Robert, na, dar salariul va fi mai mic, acutare decât noi la birou, dar nu este nicio problemă. Doamnă, eu vreau să-mi plătesc facultatea de asta, dar vedeți dumneavoastră, eu nu vreau să am peste la 20 de ani. Nu vreau să am nervi. Vreau să fie toate bune și frumoase. E bine, m-a pus înapoi, am învățat eu ce și cum cu Liza, am mai făcut câteva greșeli, am mai făcut câteva astea, până m-am obișnuit că și pe domeniul eram nou, adică mă plimba pe peste tot, ceva de genul să scape de mine, frate. Bă, dacă nu-ți place cum lucrez, zi-mă, frate, și mă duc acasă, înțelegi? Să nu mai pierd timp, îmi găsesc în altă parte. Dar oamenii au văzut că sunt muncitor, indiferent ceea ce fac, și de-aia m-am și ținut, dar m-am plimbat în mai multe departamente, pentru că erau ăștia care lupeau, au fost pe la Kaufland, au fost nu știu pe unde, și erau ăștia cu experiență, adică nu accepta să stea pe lângă ei o trepăduș în ghilimele, știți? E, și încet, încet am văzut eu care-i treaba. Bă, frate, vreau să vă spun că pe fiecare e suspecta, e suspect de furt, ești putare, cu toate că oamenii nu furau nimic, dar vreau să scape de ei, frate. Și nu știu cum, la fiecare două săptămâni dădea afară de ei, dădea afară de ei, că nu, că e suspect de furt, că am văzut că stai de vorbă cu nu știu cine și nu știu cine care a furat. Bine,
nu era vorba despre mine, era vorba despre altcineva. Dădu-se afară, dădu-se afară. La care nu știu ce am făcut eu cu Liza, frate, și cum am luat virajul mai larg, în loc să-l iau mai larg, m-am luat mai scurt și am atins un sac de la Dădero. Mamă, s-a vărsat sacul la Dădero, mamă. M-a văzut pe cameră, a venit la mine, că robică, că ce-ai făcut, că ai venit cu acă, că-i rămas sac. Să spun, îmi pare rău, n-am văzut, chiar nu văzusem. Îl luasem un pic cu muchia și ăla l-am luat un pic și începuse să vărsa, să vărsa, dar nu-l văzusem cu momentul. Că dacă mă întorceam pe locul ăla, îl vedeam. Și raportam. Uite ce-ai făcut, că fii mai atent, că cu tare. În fine, am văzut eu care-i treaba. Bă, între timp a venit unul cu un stivuitor. Unul pe stivuitor s-a dus la locația a treia, a patra, de sus, nu știu cum. Nu știu care a fost idiotul, dar a pus un palet de dero acolo. Mă, nu știu cum l-a pus, cum alea că a cedat paletul. Că la un moment dat, a picat paletul ăla cu tot cu dero în depozit. Vreau să zic că s-a făcut tot depozitul ăla alb înăuntru. S-a făcut alb, alb ca zăpada. Hai, prietene, bagă-te. S-a făcut tot depozitul alb. A început să dea afară, a început ce cu tare. Păi și știi ce am făcut? Bă, mi s-a acrise de ei. Într-o zi m-am trezit târziu și n-am putut să mă duc la mult. Că de unde stăteam trebuia să mă duc vreun kilometru pe jos. Și de acolo ne lua autobuzul pe toți. Era autobuz de la pentru firmă, pentru companie. Și am ajuns târziu. Bă, m-am trezit târziu de fapt. M-am uitat la ceas, mă sunase, îl aveam pe silențios. M-am dus cu mașina acolo. M-am dus și zic, eu vreau să-mi dau demisia, plec în Anglia, direct așa. Cu tupeu. Că de ce, Robert, că chiar dacă ai întârziat, asta este. Scădem la salariu, nu știu cât, dar vin în continuare, că avem nevoie de... Zic, eu, fraților, mulțumesc frumos, mi-a ajuns. Mi-am dat demisia și am plecat. Am plecat, fraților. Nu mai mi-a trebuit. După aia, Robică, ce-a făcut? M-am dus până în Anglia, iar m-am muncit, m-am întors iar. M-am mâncat pe mine undeva, că aveam eu plăceri de-astea cu intervenția la bază, cu bătăi, cu nu știu ce, cu sală, cu... S-a băgat Robică la bază, dar faza era că nu eram pe obiectiv. De-aia, vă povestesc că am avut și joburi de-astea nasoale. Adică am avut și joburi bune, și joburi nasoale. Nu vă gândiți că viața asta e numai la pleșimiere, că n-aveți cum, frate. S-a băgat Robică la bază. Robică și Garcea, ce făcea Robică? Cu tonfa frumos ne lua. Bă, ca să vedeți, bă, cât de idiot eram că acceptam locurile astea de muncă din România, frate. Deci, era un frig cu dracu afară. Era până octombrie, noiembrie, ceva de genul. E, până atunci eu mă jucam rebi cu băieții, frumos stăteam, mai discutam și unul dintre oameni de acolo, domne, am un loc de muncă, cu tare, nu știu unde, la bază, dacă vrei să te baci. Noi eu râiam că n-aveam de muncă atunci și îmi trebuia până să-mi plătesc și facultatea, trebuia să și învăț. Erau niște momente de alea grele în România, nu găseai de muncă, era nasol. Nu era ca acum de găsești, atunci chiar nu găseai. Și erau și salariile de nimic. Bă, și să băgase Robică pe 10 milioane, vă zic, pe 10 milioane salariu, bani în mână, la bază, 10 ture pe lună făceai, 24 de ore, trebuia să patrulezi un perimetru de ăla pe la Lufkin. E o companie de-asta care nu știu ce face, sonde de petrol, nu știu ce face pentru americani, nu știu ce face, și trebuia să păzim. Eram un echipaj acolo, nu mai știu câți eram, vreo 6-7 inși, 4, 5, 6, 7. Bă, ne lua tot așa dintr-o locație. Bă, cu ce ne lua ăla, mă, cu un pick-up. În octombrie, până noiembrie, era un frig cu dracu. Bă, când pleca ăla cu pick-up-ul ăla să ajungă până în locația respectivă. Bă, băieză, nu ne lua un frig cu dracu și noi stăteam ca șoarici în pick-up-ul ăla să ajungem la muncă, că n-avea altă mașină să ne ducă la muncă. Bă, și stăteam 24 de ore și 4 ori, frate. Și fumam un pachet jumate de țigări și stăteam într-o baracă de aia, mai dormeam și noi câte o oră, două, ca șoarici eram, bă, frate. Bă, ce experiență am avut. Bă, atunci chiar că în România, chiar că eram sclav atunci. Deci, pe bune, dar atunci chiar eram sclav, deci chiar am fost.
la bani aia și la munca aia chiar am fost, frate. Deci, la bandă nimic și muncă de te rupe, mă, nu era muncă fizică, să, era decât să te plimbi pe acolo, să fii atent și să raportezi. Dar era chestie că stăteai foarte mult timp în picioare și te plictiseai, frate, te plictiseai. Te sunau la alo cu tare, postul cu tare, totul în regulă, totul nu știu cum. E, și după aia mi s-a luat de România, n-am mai vrut să aud deloc de muncă în România, am plecat, mi-am luat frumos bagajul și am plecat unde am văzut cu ochii. Atunci cineva mi-a găsit să lucrez în construcții, ce s-a băgat robică, tot la muncă de asta de jos, îmi luasem de la de labor. Era un, de fapt, lucrător în construcții, nu era labor atunci, era construction operator. Deci s-a băgat robică, direct pe construcții, direct pe cărat, direct pe... Am mai prins joburi așa cu băieții, eu nu mai știam să folosesc autofiletanta, nu știam să folosesc nimic, eram but, eram noob, nu știam să folosesc absolut nimic, frate. Și nu mi-e rușine să recunosc. Așa am învățat. Am învățat acceptând joburi pe care nu știam să le fac. Vreau să vă spun că unul din joburile pe care le-am făcut, majoritatea băieților care mă duceam, ăștia erau meseriași, deja aveau ceva de experiență, deja știau ce să facă, deja știau limba. Eu nu știam nici limba, nu știam nici... Eram varză cu cărnați, eram. Ei, și încet, ce făceau băieți? Zice, bă, uite, te lăsăm să folosesc culele noastre, dai grijă cu ele. Bă, era un șoricel, știți, șoricel de ăla, de tai lemn, bă, circulară de aia, la mare, frate. Și erau niște placaje de-astea de pal. Ei, băieții ce făceau? Făceau niște structuri de-astea metalice, astfel încât să pui o placă de pal și în ea să prinzi rigipsul, știi? Pereți de ăștia falși, un pic de susținere, să spun. E, și palul ăla trebuia măsurat, țineai ruleta, țineai creionul, trasai, mi-aduc aminte, după ce trasai, trebuia să vii pe linia care ai trasat-o, să tai cu șoricel, să tai la dimensiunile. E, și robică, asta era cu centimetru mai mult, cu unul mai puțin, cu doi mai mult, cu unul mai puțin. Tot așa, mă, trasam acolo, făceam eu ce făceam. Și după ce puneam placajul, un placaj era drept, unul era un pic în diagonală, unul era nu știu cum. După ce luam autofiletanta, le prindeam cu șuruburi, pac, 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 pac. La care trebuia să fac numai băile. Băieții făceau bucătăriile și altceva, eu făceam băile, că era un complex ăsta. Vreau să vă spun că eram plătit 10 lire pe baie. Și în baie trebuia să tai, să pui vreo 6, 7, 8 placaje, să le prinzi acolo. Mă, dacă te mișcai repede și făceai un baie într-o jumătate de oră și făceai două băi pe oră, luai 20 de lire pe oră, totuși era bine. Dar cum să mișca robică, cred că făceam o baie la o oră jumătate. Că mă mișcam și încet. Băi, și cum am dat să tai cu șoricelul ăla, a fost un nod ăla de pop. Bă, băieți, vreau să spun că am dat în nodul ăla de pom, de ce a fost. Mamă, și-a ricoșat șoricelul ăla, noroc că am tras piciorul, că-mi făceam piciorul franjul. Așa că, mare grijă cu ceea ce faceți. Eu mi-am învățat lecția, din ziua aia nici că am mai făcut, m-am băgat, am spus, frate, labor, de cât scar. Asta e, nu mai mă duc la sală, dar scară, băiatul, dar nu-ți face brandul ca lui Arnold Schwarzenegger. A cărat. Uite așa, eu am fost pătre primii veniți, pătre primii serviți, eu am muncit pe salarii de-alea 3 lire 50 pe oră, 4 lire pe oră, 5 lire pe oră. Uite așa am muncit robic, așa a fost la început, așa a fost cu greutăți cu astea până când prindeai de muncă. Atunci să vezi rasism, nu acum, atunci să vezi cum se purta oamenii urât cu tine, nu acum. Atunci să vezi ce greu era, nu acum când e ușor. Atunci să vezi ce greu era, frate, când trebuia din banii pe care îi ai să-ți plătești și chiria, să cumperi și mâncare și toate alea, nu acum când ai salarii și îți permiți ce să faci și cum să faci. E, atunci era greu, acum e mult mai ușor.
așa că, după care vă aud că să vă găsiți salarii mari, numai salarii aveți în cap. Fraților, în primul rând, noi ăștia care am fost primii pe aici și alea, am cam meritat să avem salariile alea, sincer vă spun. Și de ce credeți că eu, de exemplu, mi-am găsit la gunoi și mi-am găsit și colo, mi-am găsit și colo job? Pentru că omul se uită în CV-ul meu, frate, și vede că am avut experiență și că am lucrat, vede din ce an am venit, dă telefoane stânga-dreapta, se interesează să vadă dacă mi-am făcut treaba bine, dacă am fost un om amabil, să dau niște telefoane în urma mea. Voi de ce credeți că lumea mă acceptă pe mine? Asta este cu agenție, cu alea, dar uite, loc de muncă, sunt șofer, nu mai sunt măcar, nu mai stau să car, nu mai stau în gunoi, nu mai stau nu știu unde vi se pare vouă, dar cât trebuie să pun chin să conduc. De ce credeți? Chiar și cu agenție, bam, de muncă, vin banii, ce mai contează? Ce, că ești într-o companie sau că ești într-o agenție? Ce mai contează, frate? Și am ajuns la locație, nu a fost greu de găsit din strada principală. Am ajuns. Totul este în siguranță. Totul nu s-a mișcat nimic de aici, absolut nimic. Aștept să termine băieții din construcții pauza de masă, după care mă vor descărca și îmi voi continua drumul. Este un site de construcții ok. Așadar, aștept pentru băieții din construcții să-și termine pauza de făcut, după care mă vor descărca și voi continua drumul. Dar bineînțeles, mă voi opri în această zonă superbă și îmi voi lua pauza. Este zona Ellesmere Port. Nu am fost niciodată pe aici, dar din ce am văzut, mi-a plăcut. Așa, este ok. Oamenii ok, de treabă. Da, colegi, am terminat cu descărcarea la băieții din construcții de acolo. Băieți foarte de treabă. A venit frumos, a luat totul cu macaraua. A pus lanțul odată, a luat partea din spate cu totul. După aia a pus lanțul pe a doua piesă de prima de sus de acolo. A luat-o, bam, și după aia cea de jos, bam. Dar cum a luat-o? Că macaraua nu mergea, a trebuit să schimbe altă mașinărie să vină cu ea și chiși ce, nu avea lanț. Și fii atent că băiatul avea de livrat la ei și lanț. Le-am dat lanțul. Mamă, un lanț de la greu, cred că avea cu totul vreo 50 de kg, toată lanțăraia aia, toată mățăraia aia de lanțuri. Așadar, am zis că mă opresc să fac pauză, am condus decât o oră. Dar mi-am băgat cardul la 7:30. Acum facem o recapitulare. Mi-am băgat cardul la 7:30, da? Ne uităm pe tacograf. Ce zice tacograful? Tacograful mi-arată că am condus o oră și 5 minute. Deci la timpii de conducere sunt ok. Nu am depășit 4:30 fără să-mi iau pauză. Doamne ferește! Nici nu vreau să întâmple așa ceva. Deci, ne rămâne decât acea regulă domestică din Anglia. Nu știu dacă se aplică și în alte țări. Eu v-am spus, mă refer doar la Anglia și doar la UK. În 6 ore de muncă, și aici e în paranteză muncă, în ghilimele, ce vreți voi. Deci vine în felul următor formularea. Da? Pauze cu alte activități, cu perioada de valabilitate, cu perioada de conducere, toate adunate, timp de 6 ore, în astea 6 ore, trebuie să ții o jumătate de oră pauză. Dar dacă te încadrezi în 6 ore și 9 ore de muncă, trebuie să ai 45 de minute. Așadar, cel mai bine eu vă recomand ca în astea 6 ore să vă luați 45 de minute. Dacă lucrați pe multitrop, pe livrări, dacă sunteți pe drum lung, bine, asta e regula, să ai o jumătate de oră pauză și între 6 ore și 9 ore de muncă, deci cu totul, da? Deci nu confundați, când vă spun perioadă de muncă cu perioadă de alte activități. Deci nu confundați termenele astea două.
ele sunt diferite. Deci munca voastră, programul vostru zilnic, da? Munca voastră, băgați cardul la, uite, vă spun, am băgat cardul la 7:30. Deci eu ar trebui să-mi iau pauză până la ora 1:30, da? Până la ora 1:30 eu ar trebui să-mi iau o jumătate de oră pauză. Ceasul este 11:50. Deci eu mai am timp, pot să mă întorc și în garaj și să nu-mi iau nicio pauză. Că am timp de conducere, n-am depășit, mă întorc, pot să scot cardul și mă duc direct acasă. Dar nu vreau să fac treaba asta. Pentru că dacă vin prea devreme în garaj, după aia, data viitoare, o să mă trimită în altă parte. Sau chiar azi o să mă trimită în altă parte dacă mă duc prea devreme. Așa că stăm frumos, ne facem munca englezește, relax. Am zis că dacă tot sunt pe autostradă, n-am avut unde să opresc acolo nicăieri. Era o benzinărie acolo, dar nu vreau să stau să țin ocupată toată benzinăria aia. Așa, să mă mut frumos pe banda asta. Așa. Și am zis, hai că tot e autostrada lângă mine, tot am perioadă de conducere, am și astea. Hai să-i dau, să mă apropii de Manchester cât ține autostrada asta M56. Și după aia când sunt pe lângă garaj, mă pun pe undeva, mă pitesc pe acolo, pe undeva. Dacă nu, cred că trec pe la Peco, că e aproape jumate de rezervor, să alimentez. Mâine nu știu, că nu mi-a dat nimic de muncă, am primit niște mesaje pe telefon, dar am să le verific când opresc camion. Să vedem dacă mă cheamă și mâine tot aici. Dacă mă cheamă, ar fi un lucru bun. Deci m-a chemat 2 zile la rând, ceea ce e minunat. Nici o problemă. Ia uite ce frumoase sunt. Mă, frumoaselor, mă, l-a vartat aici pe platformă, să vă duc în altă parte mai frumoasă. Așa că, asta cu program. Când lucram la Ikea, vă dau exemplu, îmi băgam cardul la 6, da? Până la ora 12 trebuia să am jumătate de oră pauză, dar cum e formulată legea lor, în Anglia mă refer, da? Și încă repet treaba asta, zice că în cele 6 ore să ai o jumătate de oră pauză, da? Dar dacă tu nu ți-ai luat jumătate de oră pauza aia până în 11:30 și ți-ai luat la 11:31, îți vine infringement automat. Și mă refer la companiile care sunt faimoase, frate. Am lucrat cu Wing Canton, care este firmă super dezvoltată. Mamă, ce miroase aici, frate. Așa. Vine infringement. Și cum nu luam pauze? Le luam o jumătate de oră pauză până la ora 12, să zic. Mai aveam de condus, aveam perioada de conducere 3 ore jumate, aproape de 4 ore. Mă apropiam de sfârșit de 4 ore jumate, mă apropiam, conduceam cât puteam, dar să-mi duc și jumătate de oră pauza aia, să nu depășesc, să-mi iau alea, după care mai luam mai târziu cu o jumătate de oră pauză. Și venea o jumătate de oră cu o jumătate de oră, venea o oră pauză, eram acoperit pentru toată ziua de muncă. Și eram acoperit și pentru, deci pe tacograf o să-ți apară că ți-ai luat pauza de 4:05 și când scoți bonul o să-ți apară că ți-ai luat pauza de 1 oră. Și eu eram acoperit pe o perioadă de muncă de 12 ore. Cam asta era treaba. Asta este valabil doar dacă lucrezi în multi-drop, înțelegeți? Cei care sunt pe clasă mai mult au perioadă de conducere, deci ei se vor concentra mai mult la să nu depășească 4:30 de conducere. Da, am văzut băieți care conduc, de exemplu, 2 ore sau 2:30, la care își iau 45 de minute și mai conduc 2 ore sau 2:30, în funcție de cum pică să fie 4:30 de conducere. Așa că treaba asta cu programul depinde ce lucrați, cum lucrați, și ăsta este un factor. Dacă aveți decât să duceți camionul, să luați într-un loc, să duceți în alt loc, luați remorca, o plimbați, o duceți alea, vă concentrați mai în alea, 4:30 de conducere, să nu depășiți. Da, program 9 ore zilnic, de 2 ori pe săptămână, de la 9 ore extindeți către 10 ore, da, maxim. Într-o săptămână să aveți perioada de conducere maxim 56 de ore într-o săptămână, la care cea de-a doua săptămână să aveți maxim 34 de ore, astfel încât la sfârșitul celor 2 săptămâni
să aveți 90 de ore de conducere maxim. Deci să nu depășiți. Da? Trebuie să fiți atenți la, la perioada de conducere. Dacă aveți nelămuriri, puteți oricând să intrați pe gov.uk, să scrieți acolo driving hours, driving rules și vă dă exact ceea ce trebuie. Eu îmi fac datoria de a vă comunica ceea ce am învățat, ceea ce am condus până acum și nu am avut probleme. Eu vă spun exact cum a fost. Așadar, nu trebuie să stați cu teamă. Suntem o grămadă truck vloggers, suntem o grămadă băieți care prezentăm materiale. Oricând vă stăm la dispoziție. Eu cel puțin, dacă aveți întrebări referitoare la program, vă stau la dispoziție. Ceea ce nu prea știu e chestia cu că n-am lucrat niciodată în echipaj. M-ați mai văzut cu câte un băiețaș, colegul meu și nu știu ce. Dar n-am lucrat în echipaj, gen cum lucrez pe comunitate, să fii doi șoferi, amândoi cu cardul băgat. Ceea ce mi-aduc aminte, știu că era sigur ceva cu 30 de ore să nu depășești, dar asta nu mai știu exact. La capitolul ăsta nu știu, nu mă bag. Unde nu știu, nu mă bag. Dar, de exemplu, cum se lucrează pe Anglia, pe clas 2 și pe 7 tone jumate, fraților, acum depinde și ce distanță aveți de parcurs. Ce frumos e dealul acolo. Deci depinde ce distanță aveți de parcurs, depinde ce clienți aveți de făcut. Uite, eu cum eram la gunoi, vă dau exemplu, da? Începeam programul, da? La 4 de dimineață, undeva pe la 9:30 îmi luam o pauză de 45 de minute, da? Și eu nu depășeam perioada de conducere mai mult de 2 ore jumate, de 3 ore, nu știu dacă am depășit vreodată mai mult de 3 ore perioada de conducere până să-mi iau pauza aia de 40 de minute. După care mai conduceam, să zic, încă vreo oră, vreo 2 ore ajungeam în garaj, îmi făceam 10 minute de verificare a camionului, 15 minute, da? Acolo ne cerea 10 minute, dar eu îmi făceam 15 ca să fiu în regulă, la care scutem cardul și mi-l băgam a doua zi. Deci cam asta era program. La Ikea, băgam la 6, îmi luam pauza aia pe la 11:30, vă ziceam, da? Îmi luam 45 de minute sau o jumătate de oră cu o jumătate de oră, timp de care mai conduceam. Depinde că la Ikea ne dădea din Londra să începem până în Norfolk încolo, iar să te întorci până Londra, până nu știu unde. Nu știu, cred că odată sau de două ori m-am dus iar, am făcut 4:30 pauză, 4:30 pauză. Decât sau odată sau de două ori mi s-a întâmplat. Dar nu vă recomand să faceți faze de genul conduceți și vă apropiați de sfârșit și după aia vă scoateți cardul. Calculați-vă dinainte pe unde sunteți. Vedeți, ar putea să aveți probleme de alea când stați pe trafic, da, blocați. În secunda a doua, de-aia lucrez și cu agenție, că dacă se întâmplă ceva, știi ce zic, frate, îmi scot cardul frumos, frate, eu mi-am terminat programul, ia-ți camionul, vino și ia-ți. Îi dau postcodul de unde e camionul și la revedere. Înțelegeți? Dar nu-mi scot cardul și conduc cu camionul niciodată. Deci niciodată să nu faceți treaba asta. Dacă e vreunul de la VOSA să vă verifice, vede ce a făcut camionul de la ora cutare, camionul cutare de la ora cutare, ce a făcut, unde a stat, unde s-a dus. Bă, dacă vrea să vă verifice la sânge, vă verifică. Și vă mai spun o chestie, atunci când luați pauză, scoateți cheia din contact, frumos, vă puneți pauză, da? Și așa stați, nu mai băgați cheia în contact, câteodată s-ar putea să aveți surpriza, să băgați cheia, să fie vreun camion de ăla, cum dați de pornire sau de contact, să vi se strice din pauză pe alte activități. Așa că cel mai bine, scoți cheia, te relaxezi, știi ce ai de făcut în pauză, nu muncești în pauză, pauza e pauză, deci nu pui pauză și te dai să muncești. Frate, în trecut cam toți șoferii am făcut treaba asta mai devreme sau mai târziu. Eu când eram la Ikea eram nevoit, cu toate că trebuia să-mi fac eu ce aveam de făcut și ce mai rămânea de făcut descărcările și alea, veneam cu ele înapoi, trebuia să-i le dau. Ia le, frate, n-am putut să ți le fac. Dar pentru că a trebuit să țin de muncă și era și concurența mare, creierul meu are nevoie de un pic de oxigen, am vorbit fără oprire. Așa că era competiția mare, 3/4 dintre angajați erau români și trebuia să mențin locul, trebuia să trag tare, trebuia să muncesc,
ca să am un loc de muncă, să strâng bani, să îmi iau și eu ce am plănuit să-mi iau. La capitolul ăsta nu o să vorbesc, probabil la momentul potrivit, dar nu acum. Așa că, băieți, e treaba asta cu șoferia, trebuie să fiți un pic atenți la program, trebuie să fiți un pic atenți la tacograf. Dacă nu știți undeva, întrebați. Suntem atâția șoferi care am făcut treaba asta zi de zi, sau la două zile, sau la trei zile, și știm exact ce și cum. Dacă aveți nedumeriri, dacă aveți întrebări, dacă voi credeți că eu am greșit undeva în exprimarea mea, sunteți liberi să-mi lăsați un comentariu, dar în cea mai decentă ordine de idei, dacă se poate, fără miștouri și fără chestii trești, că cu mine nu merge treburile astea, cu mine nu merg treburile astea, de fapt. Atâta timp cât suntem oameni, eu zic că avem de învățat. Atâta timp cât vrem să facem o meserie și o facem din plăcere și ne străduim ca și ceilalți să vadă ce și cum, atunci nu rămâne nimic de făcut decât să vă luați categoriile, să vă apucați de treabă. Ceea ce vă recomand eu și de ce v-am spus eu cu locurile mele de muncă de acasă, reamintesc că eu n-am muncit niciodată pe camion în România și nici nu-mi doresc să muncesc acasă pe camion. Da? În primul rând, drumurile nu mi oferă siguranța de care eu am nevoie. În primul rând, salariul nu îmi conferă nimic decât să primesc salariul și să-l dau înapoi pe utilități și pe datorii. Camioanele și patronii sunt cam de aceeași vârstă, și anume au ruginit și s-au erodat, corodat, da? Alegeți voi varianta corectă. Așa că eu vă sfătuiesc să vă luați frumos ghiozdanul, luați-vă bani la voi, luați-vă un schimb de haine, de kilos, de ce aveți. Frate, ajungeți în Anglia, vă luați o chirie, vă luați ceva, stați la hotel dacă este cazul. Așa. Luați-vă un telefon frumos, aveți o aplicație, un internet pe el. Dați telefoane stânga-dreapta, folosiți Google Maps, duceți-vă la agenții. Spuneți, băi, eu sunt Gheorghe alu Vasile, eu îmi caut de muncă. Cu tare, eu sunt așa și așa. Faceți-vă un CV. Bă, sunteți refuzați astăzi. Sunteți refuzați mâine. Sunteți refuzați poi mâine. Bă, dar într-o zi va veni și ziua voastră cea mare în care veți avea ocazia să vă spuneți punctul de vedere, să faceți o meserie așa cum voi considerați că ar trebui să fie făcută. Așa că treaba mea este să vă arăt aici meserie, ceea ce se numește clas 2, așa mai departe, în felul meu de a vă spune și de a vă exprima. Așa că treaba voastră este să vă uitați la material de la început până la sfârșit, ca să prindeți ceea ce eu vă spun aici. Deci eu nu sunt școala de șoferi. Școala de șoferi o faceți dumneavoastră unde considerați că trebuie să o faceți. Eu doar vin cu niște completări. Eu doar vin cu forma practică a ceea ce ar trebui voi să faceți. Așa că ciuliți urechile, uitați-vă stânga-dreapta ce aveți de făcut. Și la mine și la alți colegi, da, vizionați-i pe toți, da, materialele de la început până la sfârșit. Nu intrați pe material, stați 2-3 secunde, 4 secunde, nu v-a plăcut ceva, ați plecat. Stați frumos, vizionați materialul ca să înțelegeți de la început până la sfârșit ce are băiatul să vă spună. Așa că prindeți încredere în voi, luați-vă un pachet de țigări, luați-vă cafea, luați-vă ce vreți voi, stați frumos, vă relaxați. Conduceți, frate, și cu treaba asta vă faceți o reputație. Frații mei de pe YouTube, în realitate n-am apucat să vă cunosc, poate și sper eu ca în cel mai scurt timp posibil să încep să vă cunosc pe mulți dintre voi. O să urmeze așa câteva live-uri, câteva discuții, câteva Q&A-uri, da, întrebări și răspunsuri, să dialoguez cu voi, să comunic cu voi, astfel încât să fim un grup unit, o comunitate, într-adevăr, dacă intrăm pe YouTube, să facem lucrul ăsta din plăcere, să facem lucrul ăsta din respect, să fim cât mai mulți frățiori.
Da, am oprit așa un pic să facem un mic popas. Că ia uite ce se află în fața mea, domnule. Robica a terminat astăzi serviciu. Robica a terminat munca și s-a oprit să facă un popas ca de obicei. Se ia o mică pauză, dar ce se află în fața mea? Dar se află Teatrul Viselor, Old Trafford. Ia uitați, bă, băieți, ce vă arată băiatul aici. Sper să vă placă. Și dacă v-a plăcut acest material, nu uitați. Like, abonare, distribuire. La băiatul!